Asta e că ne-ați primit și ne-am simțit atât de bine în zilele acestea de sfârșit de săptămână. Vreau ca să aduc salutul Bisericii Betel din North Springfield, unde este scris la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. Amin. Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, frați și surori, ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăim așa cum ne-a lăsat scris cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să dau citire câteva versete din Sfânta Scriptură, unde găsim scris la Geneza, capitolul 1, versetul 26 la 28. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, împleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste păștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, frați și surori, că fiecare dintre noi suntem creatura lui Dumnezeu, suntem asemănarea și chipul lui Dumnezeu, care la început Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. De veacuri de-a rândul, diavolul, protivnicul nostru, se stăruie ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, ca să distrugă chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui. Și fiecare dintre noi trebuie să ne deosebim de veacul acesta și de lumea aceasta. Când se uită cineva la noi, la chipul lui Dumnezeu, să vadă o deosebire între copiii lui Dumnezeu și chipul veacului acestuia. De ani de zile la rând, diavolul a încercat ca să amestece lumina cu întunericul, a încercat ca să amestece lucrurile sfinte cu lucrurile lumii acesteia. Dar fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a pus un duh al lui Dumnezeu care locuiește în inimile noastre și în viețile noastre. De aceea să nu ne asemănăm cu lumea aceasta și cu lucrurile lumii acestea, ci să ne deosebim de lumea aceasta. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, ca să ne deosebim, pentru că suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar diavolul vrea ca noi să ne asemănăm cu chipul lumii acestea și cu lumea aceasta. Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, trăind pe acest pământ, să fim credincioși lui Dumnezeu, să facem voia lui în toate și să rămânem până la sfârșit chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.